Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați acceptat invitația mea. E prima conferință a mea de presă, prima conferință care o găzduiesc eu și încerc să o coordonez cât mai bine. Am alături de mine pe doamna Dărămuș Marcela și pe colegul meu Medrea Bogdan. O să discutăm câteva subiecte care ne dor pe noi pe toți. Nu mi-aș dori să fie cumva această conferință de presă, nu mi-aș dori să fie una politică, mi-aș dori să fie una pentru cetățean, pentru noi toți, și de aceea nu o să încerc să vă prezint realizările Partidului Social Democrat. Deci o să discutăm doar despre problemele județene și parte dintre ele problemele naționale. În primul rând vreau să-i dau cuvântul doamnei colegea noastră și profesoare, doamnei Marcela Dărămuș, să vă prezinte câteva probleme la nivel județean. Mulțumesc, domnule senator, bună ziua și bine v-am regăsit. Da, sunt câteva probleme importante la nivel de județ și nu numai, dar aș vrea să încep cu problema, sau am numit-o noi, criza educațională iscată acum în ultima perioadă la nivelul județului Alba vis-a-vis de tăierea mai multor clase de învățământ din liceele tehnologice și școlile profesionale. Da, în acest context în care toată lumea spune că există o criză economică și pe baza strategiei Consiliului Județean vis-a-vis de dezvoltarea economică, consider că liceele tehnologice, economice, învățământul profesional și tehnic trebuie să aibă prioritate, să fie dezvoltate și finanțate corespunzător. Asta este, cred că, o prioritate și de asta ar trebui să se țină cont atunci când, într-adevăr, numărul de elevi ca populație școlară absolvenți de clasa 8 a scăzut, recunoaștem toți, știm lucrul acesta, știm și motivul, dar criteriile pe care au fost tăiate aceste clase nu au fost corecte, ținând cont, de repet, acest context economic la nivel național. Trebuie să existe o preocupare în acest sens, pentru că aceste licee și școli profesionale vor avea ca prioritatea ca acești absolvenți să fie bine pregătiți și să formeze forța de muncă necesară în județul Alba. Și cred că asta este cel mai important pentru noi. De aceea, fac un apel către toți decidenții, Consiliul Județean, primari, parlamentari, indiferent de culoarea politică, europarlamentar al județului Alba, să rezolve această criză educațională din județ în favoarea și în interesul elevului, dar și a tot ce înseamnă dezvoltarea economică a județului. Vă rog să rețineți un lucru. Copiii nu au culoare politică și urgent trebuie să acționați în consecință. Acesta a fost primul punct. Al doilea punct se referă la deschiderea sau redeschiderea școlilor și știți foarte bine că PSD a susținut de mult necesitatea redeschiderii școlilor și de a reveni la clasă atât elevii cât și cadre didactice pentru un învățământ de calitate față în față. Eu vreau să întreb decidenții acestui județ care este procentul de vaccinare în rândul cadrelor didactice din județul Alba, pentru că la nivel național știm că este unul foarte mic, în jur de 10%, deci nu se știe câți profesori, cadre didactice s-au vaccinat până acum și dacă este o prioritate în județul nostru vaccinarea acestora.
a elevilor, dacă este cazul, mă refer la cei majori, pentru că dacă haotic a fost închisă școala, haotic se pare că se redeschide școala. Ați văzut că Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, printr-un ordin comun, au stabilit o sarcină, norme de, pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ vis-a-vis de redeschiderea școlilor. Dar ce am observat eu și cu siguranță și dumneavoastră, încă o sarcină în plus cadrelor didactice. Da? Trebuie să, sunt obligate să efectueze un triaj observațional al elevilor pe tot parcursul orelor de curs. Da? Deci este o sarcină în plus. Cadre didactice nu sunt pregătite în acest sens, nu scrie în fișa postului a lor acest lucru. Mai ales că unele unități de învățământ știți foarte bine că nu au cabinete școlare, nu au medici sau asistente medicale. Nu știu dacă la nivel de prefectură s-a făcut o evaluare în acest sens, dacă numărul de cabinete școlare și medici a crescut în ultima perioadă, mai ales datorită acestui pandemii. Nu știu dacă OAT-urile și prefectura au avut acest obiectiv important, pentru că știau că la un moment dat se deschid unitățile de învățământ și trebuie să fie, să funcționeze acele cabinete medicale cu personal abilitat. Deci ăsta este un punct pe care noi l-am precizat și aș vrea ca instituțiile abilitate să rezolve cât mai repede această problemă. Așadar, sumele care au fost alocate sau care vor fi alocate în vederea redeschiderii unităților de învățământ, probabil că vor fi suportate tot de OAT-uri. Și atunci ne punem întrebarea, eu știu foarte bine că în toamnă școlile au fost obligate să aibă acele suporturi de distanțare între elevi, dacă era o bancă cu doi elevi, vestitul plexiglas, și s-au investit sume foarte mari. Ei, acum nu mai e nevoie de acel suport. Se pare că, așa cum am zis noi, se lucrează haotic, se investește haotic. Aș vrea să știu dacă unitățile de învățământ au în dotare aceste măști de care elevii, profesorii au nevoie, dacă sunt conforme. Sunt foarte multe întrebări, încă nu le-am primit, nu am găsit nimic pe presa și cu siguranță nici dumneavoastră, presa locală și județeană. Sunt întrebări pe care mi le pun eu și le pun și părinții. Există siguranța vis-a-vis de sănătatea copiilor dacă ei încep școala? Și știți foarte bine că și pe scenariul roșu sau scenariul 3, că nu mai știi cum să le denumești, încep antepreșcolarii, preșcolarii și învățământul primar, unde copiii sunt mai vulnerabili, nevoia este mult mai mare de atenție. Da, este un subiect foarte important, chiar dacă în municipiul Alba Iulia am înțeles că suntem pe scenariul roșu și nu vor începe școala de luni, dar sunt probabil localități în județ unde acest indicator este sub 3 și vor începe pe scenariul verde sau galben. Un alt punct foarte important și, așa cum a zis și domnul senator, sunt și consilier județean și în numele colegilor consilieri județeni vreau să vă spun că astăzi am depus, împreună cu colegii mei, o inițiativă proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate pentru învățământul special. Și e vorba de burse de ajutor social pentru anul școlar 2020-2021. Am depus-o astăzi pentru a se analiza necesitatea acestei inițiative și a fi cuprinsă în bugetul pentru acest an. Am avut o discuție și cu domnul președinte al Consiliului Județean. Am spus că am verificat, sunt 18 județe
poate că sunt mai multe, atâtea am reușit eu să găsesc, 18 județe care finanțează aceste burse de ajutor social pentru elevii din învățământul special. Pentru că învățământul special este finanțat de Consiliul Județean. Așa cum primăriile, mă rog, UAT-urile, finanțează bursele copiilor din localități, așa Consiliul Județean poate finanța pentru învățământul special. În anul școlar 2019-2020, știu că în învățământul special au fost cuprinși 434 de elevi, nu știu în acest an școlar, dar se poate verifica. Bineînțeles că nu toți beneficiază de această bursă, dar pe legislația actuală, și am specificat legislația, se pot acorda aceste burse. Vreau să menționez care sunt unitățile de învățământ: Centrul Școlar de Educație Inclusivă Alba Iulia, Școala Gimnazială Accente Sever Aiud, Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj, Liceul cu program sportiv Florin Fleșeriu Sebeș, Școala Gimnazială Singidava Cugir și Liceul Horea Cloșca și Crișan Abrud. Acestea sunt unitățile de învățământ care au învățământ special integrat sau acest centru școlar de educație inclusivă din Alba Iulia. Sper că toți consilierii județeni vor înțelege necesitatea acestei burse. Noi am propus bursa într-un cuantum de 150 de lei. Așteptăm să vedem analiza celor îndrept din Consiliul Județean și sper să am susținerea dânșilor pentru a se vota pentru, de fapt, pentru copii, aceste burse importante și necesare, mai ales că mulți sunt bolnavi și am și enumerat, dacă vreți o să vă dau această inițiativă, să o și publicați, sunt copii cu boli destul de grave și necesită un sprijin din partea tuturor. Eu vă mulțumesc, domnule senator. Mulțumesc, doamna Marcela de Rămuș. Aș da cuvântul, coleg, întrebările, dacă cu acordul noastră să le facem la sfârșit, întrebările noastre. O să dau cuvântul colegului meu, consilier municipal al Partidului Social Democrat, domnul Bogdan Nedrea. Bună ziua, mulțumesc mult! Aș vrea ca să discutăm puțin despre un proiect care a intrat în vigoare de puțin timp și care ne lovim toți, acel proiect mult discutat al taxării parcărilor. Acesta este un proiect care a fost susținut de viceprimarul Gabriel Pleșa în 2019, care a fost blamat de candidatul la primărie Gabriel Pleșa în 2020 și pus în aplicație de primarul Gabriel Pleșa și majoritatea USR Plus în 2021. Noi, consilierii PSD, suntem împotriva acestui proiect și nu credem că este normal, exact cum a promis și în campania electorală domnul Gabriel Pleșa și majoritatea USR, de a taxa ceva ce nu s-a făcut. Ei au zis că o să taxeze parcările în momentul în care vor face una. Până la momentul de față nu avem nicio parcare făcută astfel încât ei să pot să o taxeze. Suntem de acord cu taxarea parcării în zona zero istorică pentru turiști, dar total împotriva parcărilor și taxării parcărilor în zonele rezidențiale și non-rezidențiale din municipiul Alba Iulia. Totodată, pentru viitoarele parcări care se vor face, suntem de acord cu taxarea lor. Avem și un proiect creionat în acest sens, astfel încât avem câteva puncte care vreau să le spicuiesc, printre care dorim ca aceste parcări, că dacă tot sunt taxate, să fie cel puțin supravegheate video, dacă nu cu o pază de la poliția comunitară. Mai dorim ca primele 15 minute să fie gratuite, pentru că acest lucru vine în sprijinul micilor comercianți. Gândiți-vă că marile magazine au parcări proprii, mari.
iar micii comercianți, dacă o să le includem aceste parcări în fața magazinelor, o să aibă mari probleme cu clienții și cred că nu va fi deloc un ajutor pentru ei. Totodată, venim cu un amendament prin care susținem parcarea gratuită a persoanelor cu handicap în zonele unde ele sunt ocupate. Oricum, gândiți-vă că avem un loc de parcare la trei mașini. Șansa de a fi ocupate sunt destul de mari. Totodată, am văzut zilele trecute în presa locală un drept la replică a domnului Gabriel Pleșa, care se pare că a luat din vechile metecne și a transformat primăria în instituție de presă. Nu cred că este normal și nu cred că oamenii acest lucru au votat ca domnul primar, împreună cu oamenii din primărie, să iasă cu tot felul de ironii la adresa consilierului PSD. Noi considerăm că minciuna nu este o soluție, iar consilierii PSD au fost total împotrivă și în 2019 și în 2021 la aplicarea acestui proiect. Vă mulțumesc! Eu aș mai vrea să completez un pic la ceea ce a spus colegul meu Bogdan Medrea. Zilele acestea, am făcut și eu abonament, zilele acestea, având treabă în centru, având treabă în cetate, de multe ori n-am găsit loc de parcare. Și am zis, Doamne, de ce am plătit 600 de lei când nu găsesc loc de parcare? E ca și cum ai plătit un abonament la cinematograf și n-ai loc veșnic să stai la cinematograf. Adică plătesc abonament pe un an de zile și de câte ori mă duc să vizionez un film, stau în picioare. V-am plătit loc? Da. Te rog frumos, dăm loc. Deci trebuie găsit o soluție. Ori cu o taxare individuală a locurilor de parcare, și atunci, dacă găsesc loc liber, îl plătesc. Dacă nu găsesc loc liber, n-am ce să plătesc. Sau o altă soluție. Nu se poate să-mi iei banii și să nu beneficiez de servicii. Dați-mi voi un pic să mă... E prima conferință și sunt un pic emoționat cu dumneavoastră. Câțiva dintre dumneavoastră chiar îmi sunteți prieteni în sensul... Sper să mă înțelegeți în adevăratul sens al cuvântului, adică de-a lungul campaniei electorale, domnul Cristi a fost un apropiat, a fost și domnul Soare, și domnul Alex, și chiar și domnul Barbu, care de câte ori m-a prins, m-a sfăultat, ceea ce nu s-a întâmplat cu alte partide. Mă gândeam că suntem la emisiunea Flower Power de multe ori și sper să mă înțelegeți, am chiar emoții mari. De prima dată când am mai ținut conferințe la universități sau în alte părți, dar nu s-o gestionez eu și nu conferință politică. E chiar prima conferință politică și am emoții mari față de dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet încă o dată și încerc să mi le elimin, să devin eu cel care sunt, eu care vreau să vorbesc liber. Astăzi m-am gândit și eu să abordez trei puncte. Chiar dacă a fost vacanță parlamentară, n-am avut decât o săptămână, cu totul că mulți prieteni mă întrebau, bun, dar ai lucrat 4 zile în decembrie și ai vacanță parlamentară. Dar nu s-a concretizat, am depus câteva amendamente, la lege am avut câteva memorii către miniștri și toate acestea nu că eu am identificat toate problemele țării. Toate acestea au venit din partea oamenilor simpli, țăranilor, agenților economici, care au găsit un sprijin în mine sau nu neapărat, dar eu mă consider o persoană socială, o persoană care discut cu oricine, indiferent că e senator sau că lucră la postul Salprest. Pe toți am salutat și cu toți am stat de vorbă și asta mare parte dintre dumneavoastră puteți confirma. Dar aș vrea să abordez trei puncte care mi s-au părut dureroase. Un punct este ordinul 24 din ianuarie, care Ministerul Agriculturii vrea să-l implementeze.
ceea ce mi s-a părut dureros. Nu știam de el. Crescătorii de porci, fermierii, țăranii, mi-au tras semnale de alarmă. Și tot ei mi-au trimis și ce prevede legislația, cum se vrea distrugerea satului românesc. Prima dată am observat acest guvernul PNL, după care guvernul USR, au distrus Camera de Comerț Unirea. Această Cameră de Comerț Unirea, care era dedicată pentru micii producători. Se dorea să fie deschis un magazin, era deja și erau bani prinși în buget, se dorea să deschidă câte un magazin în fiecare reședință municipiu de județ, după care să se extindă în orașele mari, unde producătorii locali să-și vândă produsele fără adaosuri, fără taxe de raft, fără toate acele biruri care le pun hipermarketurile. A venit guvernul PNL, a distrus cele două magazine, care erau magazine pilot în Sibiu și în București, unde mai mulți producători din județul Alba vindeau foarte bine, de la Rieșeni, de la Blaj, de la Loman și cred că mai erau vreo doi, care vindeau produse din Alba în București sau în Sibiu. Au rămas oamenii, nu mai au unde să vândă, ok, au căutat alte soluții. Dar ceea ce fac acum acest ministru al agriculturii, domnul Oros, este dureros. Ordinul, ca să vă explic pe scurt ce prevede Ordinul 24, Ordinul 24 prevede ca țăranul să nu crească mai mult de 5 porci în gospodărie, nu are voie să aibă sac scroafă cu purcei, adică nu are voie să facă reproducție, nu firmele mari, fermele mari, nu au voie să vândă către populație purcei, și atunci ce se va întâmpla în următorii 2 ani, nu vom avea porc în gospodăriile românilor. Toate acestea le pun în cârca peste porcine africane. Vreau să vă spun că există atâtea măsuri de a proveni pesta porcină africană și eu le-am mai spus-o și dânșilor și chiar aveți lângă noastră un memoriu care l-am pregătit, care l-am avut pentru, l-am pregătit și l-am trimis ministrului agriculturii să ia seamă, cum zicem noi, de durerile producătorilor și a țăranilor. N-am primit niciun răspuns. Mai departe de atât, am cerut ieri o întâlnire unde și Ministrul Agriculturii va fi de față, în Comisia Agricolă din Senatul României, unde mă voi duce cu 5 producători, 5 crescători de porci. Unii dintre ei rasele Mangalița și Bazna, care le avem rase la conservare, care vrem să creștem efectivul lor și avem și un proiect făcut de ministrul Daia pe promovarea raselor Mangalița și Bazna, iar marți o să mă duc cu acești crescători, care unul este de la noi de la Blaj, unul este din Sibiu, unul este din Maramureș, încercând să salvăm cât se poate gospodăria țărănească și aceste rase de Mangalița și Bazna. Ca să vă citesc un pic din dacă depășești 5 porci, trebuie să respecti regulile de biosecuritate. Deci ai 6 porci, cumva, ai 6 porci și vă spun, regulile de biosecuritate sunt imposibile pentru o fermă de 6 porci. Pusesem aici undeva, biosecuritatea, o secundă îmi cer scuze așa, am planul de biosecuritate aici. Și spune așa planul de biosecuritate. Deci dacă ai 6 porci, trebuie să faci treaba asta. Deci una, că trebuie să ai un medic angajat. După care spune în felul următor. Trebuie să ai o supraveghere. Deci astea sunt documentele care trebuie să le faci zilnic. Supraveghere sanitar-veterinară a efectivilor. Treci într-un registru. Întocmirea de documente sanitar-veterinare conform cu legislația în vigoare, coordonarea recoltărilor de probe în vederea efectuărilor programului strategic,
supravegherea vaccinărilor, izolarea și tratarea animalelor bolnave. Trebuie o sală de necropsiere, supravegherea biosecurității, supravegherea acțiunilor DDD. Deci toate astea și ca și structură a fermei cu 6 porci, îți trebuie zonă pentru parcul de mașini, punct de pază amenajat, zona administrativă în care se află amplasată și intrarea și intrare în vestiarul filtru. Deci trebuie și un vestiar filtru unde își lasă haine de servici, duș și după aia care și-a haine de lucru. Zonă de dezinfecție a mijloacelor de transport animale, furaje, magazie de furaje, magazin de depozitare, piese mecanici, număr de clădiri care adăpostez furajele de apă, etc. Birou pentru șef de fermă, birou medic veterinar, zonă de servire masă, spațiu amenajat pentru spălarea echipamentului de lucru folosit, grup sanitar, cameră de dezinsecție, spații de depozitare materiale, farmacie, spațiu pentru păstrarea produselor nedestinate consumului uman, sală de necropsie, care am spus-o mai înainte. Deci toate astea trebuie pentru 6 porci. De la 6 în sus. Ceea ce nu e normal, ceea ce s-ar putea în viitorul apropiat să nu mai avem porcul de Crăciun sau porcul de Crăciun să trăiască să fie adus din Olanda sau din Germania, ceea ce mie nu mi se pare normal. De aceea am lucrat în agricultură. Sper în continuare să reprezint producătorii agricoli. În continuare sunt președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale pentru că nu eram în incompatibilitate de funcție. Dacă n-am luat niciodată bani din federație, deci n-am avut niciun salar niciodată, totdeauna am făcut ca voluntar, lucrat ca voluntar pentru federație, n-am nicio funcție la nivel național politică, cum prevede statutul federației, atunci pot să rămân în continuare președintele federației. Și credeți-mă, o să încerc să pentru țăranul român și pentru producătorii români să fac absolut tot ce îmi stă în putință. Al doilea subiect care a trecut cu ajutorul guvernului Alianței PNL-USR UDMR, care pe mine m-a deranjat enorm și la fel și colegii mei din Partidul Social Democrat au votat din Senatul României, au votat împotrivă, este sau face parte din Ordonanța de Urgență numărul 3 din 15 ianuarie, privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publicate de Monitor Oficial numărul 50 din 15 ianuarie 2021. Și la articolul 8 avem un paragraf care mie mi s-a părut șocant și cu siguranță și dumneavoastră sper să fiți de acord cu mine. În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 sunt admise pierderi cantitative și valorice pe întreg lanțul de depozitare și distribuție și consum al vaccinilor în limite de 10%. Deci statul dă voie să aruncăm 10% din vaccinuri. Acest guvern ne dă voie să aruncăm 10% din vaccinuri. Acele vaccinuri care niciodată nu sunt suficiente, acele vaccinuri care așteptăm să ne vaccinăm și ne înscriem și nu funcționează platforma și așa mai departe, știți și dumneavoastră toate problemele, noi putem să aruncăm 10%. Nu am fost de acord cu cei 10%, am zis ok, pot să se întâmple, să existe accidente pot să fie 1-2%, dar nu 10%. Dacă dumneavoastră îmi spuneți, eu ceea ce am văzut eu, 20 de euro costă un vaccin. Dacă mai punem și transportul lui și toate costurile de depozitare, trebuie la minus 20, s-ar putea să ajungem la 30 de euro un vaccin. Ei, gândiți-vă că 30 de euro la cele 10 milioane, 10% înseamnă 1 milion, undeva 30 de milioane putem să-i aruncăm. Putem, fără niciun
problemă să ne scăpăm de ele. Discutam ieri cu un doctor în Cluj și spuneam indignarea mea și spune, gândește-te că în Cluj vin undeva la 2000 de vaccinuri pe săptămână. 8000 pe lună, 10000 pe lună. Gândește-te ce bani sunt. Ce bani să pot scurge undeva cu acceptul guvernului. Vorbim de siguranță națională, vorbim de siguranța cetățeanului. Și noi aprobăm 10%. Asta pe mine chiar m-a deranjat, am și colegii mei, am luat atitudine în Comisia de Buget Finanțe, din care fac parte, colegii mei senatori au înțeles și ei gravitatea problemei, am votat împotrivă, doar că legea a trecut pentru că guvernul PNL-USR sunt de acord cu acest lucru. Și al treilea punct, am avut niște postări pe Facebook cu lucrurile care nu-mi convin mie. Mie și cetățenilor sau oamenilor care sunt în cercul meu de prieteni. Și foarte multă lume îmi pune mie în cârcă, mie ca și de 5 luni politician, mie ca și Călin Matieș, plătitor de taxe și impozite de 30 de ani, îmi pune în cârcă cele 7 spitale nefăcute, regionale, nefăcute de PSD. Necazul de la Maltei Balci, problema PSD-ului. Necazul de la Piatra Neamț, problema PSD-ului. Am stat și m-am gândit, într-adevăr, eu ca și înainte de candidatura mea, ca și persoană în mediul de afaceri sau ca și producător român, nu am prea fost interesat să consum știri politice. Și într-adevăr, credeam, ok, PSD-ul este problema națională. Uitându-mă mai atent în citind, analizând presa, care a scris-o chiar dumneavoastră, parte dintre noastră, și găsesc că din 2010 spitalele sunt ale Consiliului Județean, ale primăriilor și așa mai departe. Și am cerut, o aveți la fel la dumneavoastră, am cerut celor de la ISU să-mi spună câte spitale sunt autorizate în județul Alba. Adică să vedem în momentul în care nu-i mai național, nu mai conduce PSD-ul național și așa mai departe, îl conduce PNL-ul de 12 ani spitalele, hai să vedem ce s-a întâmplat cu spitalele din județul Alba. Și o să vedeți că avem doar spitalul de boli infecțioase și vreo 3 secții la spitalul județean. 2 secții și un laboratorul, care sunt autorizate ISU. Restul zero. Restul zero Vlaj, zero care conduce PNL-ul de ceva vreme. Restul Aiud, care conduce de PNL-ul de ceva vreme. Restul și alte localități care sunt mai mult sau mai puțin conduse de, acum sunt toate, de PNL. Oare tot vina PSD-ului este că de 12 ani în aceste spitale nu s-a făcut nimic? Nu sunt autorizate la incendiu. Și am văzut că am avut experiențe, Doamne ferește, și nu ni le mai dorim, și îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, am avut experiențe că în fiecare lună avem câte un necaz de genul ăsta. De ce? O altă poveste spunea astăzi la întâlnirea cu Horeca, domnul prefect, se lăuda spectaculos, în afara discuției noastre, se lăuda cu spitalul COVID din Aiud. Care spitalul COVID din Aiud, că este nou, că se face, că e spectaculos, care nu o să aibă nici acela, nu o să aibă autorizație la incendiu.
Pentru că holurile care trebuie să fie 2,50 m sunt numai 1,90 m, pentru că, sau casa, recepția, că holurile din spital în loc să aibă, au 1,60 m și trebuie să aibă 1,90 m, cu siguranță nu se apucă nimeni acum să mută zidurile ca să-l autorizeze. Dar facem. Ne lăudăm cu el. Am cerut inclusiv la ITM-ul, la cei de la Protecția Muncii. Domnilor, vă rog din suflet să-mi dați, n-am primit până acum niciun răspuns, să vi-l dau și dumneavoastră, câte spitale au verificarea prizelor la împământare. Eu vreau să vă spun că în momentul în care eu am fost privat, an de an veneau cei de la ITM-ul să-mi vadă dacă prizele mele sunt verificate la împământare. Dacă în caz de un suc scurt circuit, curentul sau tensiunea nu declanșează un incendiu și tensiunea să scurge în pământ. N-am primit niciun răspuns, sunt convins că nu există așa ceva, destul că privatul sau orice afacere din România este de 10 ori mai controlată și mai verificată și avem grijă să-i meargă privatului rău, nu să ne întoarcem către spitale sau alte instituții sau școli, să le protejăm, să ne protejăm acolo. Să avem grijă. Tot de cele 7 spitale îmi spuneau că n-am făcut PSD-ul cele 7 spitale. Dar oare că am închis sau PNL-ul, PD-ul, au închis 67 de spitale. Din norma lor era de 150. Au scos oamenii în stradă, au scos oamenii afară. Că fostul președinte Traian Băsescu a spus, nu avem nevoie de medici, dacă nu le convine să plece afară din țară. De asta nu vorbim. Vorbim de cele 7 spitale regionale. Da, foarte rău că nu le-au făcut. Și ar trebui, dacă le-au promis, trebuie măcar să le înceapă. S-au schimbat guvernul, ok, să meargă. Nu sunt de acord cu treaba asta. Dacă s-a promis, să se facă. Dar tot PSD-ul e de vină. Pentru orice. Ceea ce nu mi se pare normal. Sau mai greu, mai rău, mi se pun mie în cârcă că uite-te ce au făcut. PSD-ul au promis 7 spitale regionale și nu le-au făcut. Dar le aveți. Aveți dovada. 70 de spitale închise. Aveți dovada că doctorii alungați din țară. Că PSD-ul a mărit salarii la doctori. Ca să rămână în țară și să avem cu cine lucra acum, nu o spune nimeni. Eu vă mulțumesc din suflet, îmi cer scuze că m-am aprins un pic și vă rog fiecare cine dorește să pună câte o întrebare. Nu știu dacă am fost destul de convingător, nu știu dacă am abordat toate subiectele care vi le-am pus dumneavoastră acolo, dar sper să lămurim acum cu ocazia întrebărilor noastre. Doamna Dărămâș, ați vorbit de criza educațională, vă referiți la criza educațională din județul Alba sau la nivel național? Păi, numărul de elevi absolvenți de clasa 8-a, deci populația școlară de clasa 8-a, anul acesta a scăzut la nivel național, nu numai în județul Alba. Am numit o criză pentru că nemulțumirea vine și din partea părinților și din partea copiilor și din partea cadrelor didactice. Nu știu dacă s-a ținut cont de opțiunile copiilor, da? Deci asta este foarte important. CJRAE în fiecare an strângea opțiunile absolvenților de clasa 8-a și noi ne bazam în fundamentare planului de școlarizare pe aceste opțiuni. Nu știu dacă opțiunile copiilor sunt pe partea umană, reală, vocațională, dar insist pe acest subiect, nu neapărat pentru că sunt profesor și e dreptul meu chiar și ca profesor să susțin învățământul tehnologic, partea de învățământ profesional, economic, pentru că e nevoie, acum suntem într-o perioadă în care e nevoie să susținem și dezvoltarea economică a județului, respectiv a țării. Dar acum vorbim despre județul Alba și încă mai e timp și încă se mai poate face modificări în acest sens. Păi, din
din ce știu și din ce am auzit în ultima vreme, firmele își dau foarte mare interesul pentru a face clase profesionale și tehnologice. Și asta nu a început de acum, din... Da, de câțiva ani. A început de când era da. Așa este. Inspector școlar șef. Deci... Așa este. De aceea și susțin învățământul profesional și tehnic, să nu se taie de învățământul profesional și tehnic, respectiv de la clasele de tehnologic, liceu și economic. Nu au tăiat acum. Chiar prioritate, din ce am înțeles la ultima, la cea mai recentă conferință de presă susținută de către cei de la inspectorat, prioritatea au avut clasele de tehnologic și de profesional. Atunci, acum se... De ce s-a tăiat la Colegiul Economic din Alba Iulia? De ce s-a tăiat de la Colegiul Apulum, de la Domșa, de la Liceul Tehnologic din Sebeș, din Liceul Tehnologic din Cugir, Liceul Silvic din Câmpeni. Sunt multe exemple pe care le-am spus. 32 de clase au, nu? 32 de clase s-a menționat că vor fi de... Profesionale, ziceți, da. Dar eu vorbesc și de clasele de liceu, nu numai de profesională. Nu? Cu specializare, învățământ tehnologic, respectiv economic. Și astea trebuie susținute, pentru că sunt absolvenți care merg și lucrează, chiar dacă o parte din ei merg spre învățământul superior. Mulți dintre ei lucrează. Și e forța de muncă pe care trebuie să o pregătim pentru județul Alba. Și ați vorbit că reînceperea școlilor ar fi un pic haotică sau... Da, păi nu știu dacă ați urmărit și ați analizat acele norme. Sunt multe dintre ele nerealizabile. De exemplu, v-am dat și exemplul acesta cu muncă în plus a colegilor mei cadre didactice care trebuie să observe, să facă triajul observațional al elevilor, nu este... Și ar fi așa de dificil să se uite la un elev să vadă dacă îi curge nasul sau dacă e care e de febră? Da, dacă stai deoparte e foarte ușor să zici că nu e greu, dar... Pe lângă activitatea importantă, credeți-mă, acum colegii mei trebuie să gândească un plan de recuperare, pentru că învățământul online nu a fost egal cu învățământul față în față. Deci au mult mai multă ca sarcină în această perioadă. Doi, distanțarea de care se vorbește în norme nu se poate aplica. Știți foarte bine că suprafețele dintr-o clasă nu corespund normelor. Și atunci n-ai cum să faci acea distanțare între elevi. Facultativă, unde se permite să este scris în normă. Adică distanța de un metru între elevi e facultativă. Poți sta doi sau chiar trei într-o bancă. Singura normă care cel mai probabil va putea fi respectată. Da, eu nu am văzut să scrie că e facultativă, dar dacă unde dumneavoastră... Se poate, deci, unde se poate. Am o rugăminte, mă iertați, domnul Cristi. Putem pentru fiecare... de aici din față să punem două întrebări. Da, bine. Vă rog din suflet ca să putem să ajungem, că dacă nu, nu cătăm până după masă. Mersi din suflet. Doamna profesoră, da. Trebuie și o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Cum vă poziționați vis-a-vis de sporul copil plătit profesorilor în raport cu mediul privat pentru care domnul senator se luptă să nu se închidă? Spuneți de sporul de... Sporul copil pentru profesor. Și știți sigur că se dă acest spor? Da, odată cu începerea școlilor și colegii mei, noi vom fi în linia întâi ca și celelalte domenii. Bineînțeles, nu ca și medicii, dar suntem considerați și noi în linia întâi, de aceea am subliniat necesitatea vaccinării și cu prioritatea cadrelor didactice și a elevilor care pot să se vaccineze. De aceea și aceste sume chiar sunt necesare. Cum ziceam și colegului noastră, profesorii au sarcini în plus. Chiar și această sarcină de triere a lor, de observație a elevilor. E un pic mai complicat pentru cei mici. Acolo este un pic mai greu și dificil, de aceea colegii mei chiar merită și o să susțin, să se rog și colegii mei parlamentari, dacă se va vota acest lucru, să susțină acest venit, mai ales că anul acesta nu vor crește salariile cadrelor didactice, se amână și atunci chiar ar fi un lucru foarte... Dar sporul de utilizare al calculatorului de către profesor? Vă spun că în perioada de online... Tot ce a fost abonament internet, știu eu, calculatorul care a funcționat mai multe ore decât înainte,
nu numai pentru cadre didactice, cât și pentru elevi. Gândiți-vă, părinții au suportat foarte mult aceste costuri și uzarea acestor de la telefoane, că sunt laptopuri sau tabletă, au fost susținute de ei financiar. Da? Acum că începe anul școlar, într-adevăr, nu se mai folosesc atât de mult aceste suporturi, dar aproape un an de zile au fost suportate de cadre didactice. Susțin această sumă și chiar m-aș zbate pentru acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Câte două pentru fiecare. Nu știu, putem și 3.000 o problemă, de-aia zic, dar să... Nu, e prima conferință, nu știu cum. Poate putem să... cinci întrebări, nu, nu știu. De-aia zis că să toată masă. Doamna, am scurat și am terminat. Cu drag. Doamne, dacă vedeți dumneavoastră aplicat aceasta, este în primele 15 minute gratuit. Deci, dacă s-a observat în vest, sunt... Nu, să vă zic cum poate funcționa. Sunt în mașină, acele ceasuri de plastic, care nu le aruncă. Ăla, în momentul care parchezi, îl pui pe bord cu ora la care ai parcat și ai 15 minute gratuite. Adică cel care vine în control vede când ai parcat. Da, deci oarecum mă gândeam că vă veți referi în principal pentru faptul că nu sunt automate în fiecare parcare undeva. Nu, era o soluție pentru dacă ai... Dacă ai treabă la un... să mergi la un apăzat. Nu o să mergi dacă nu ai loc de parcare. Tot la hipermarket o să mergi. Asta era ideea pentru a susține micile business-uri din Alboia, care sunt cele aducătoare de venituri pentru muncii la Alboia. Îmi puteți spune, vă rog frumos, și cum vă poziționați în ceea ce înseamnă scandalul momentului, să zic, la delegarea contractului către operatorul de transport? Deci am fost, cred că, printre cel mai critic consilierul local la acestui contract, total împotriva lui. De cursul anului am venit cu niște soluții pentru acest contract și susțin faptul că acest contract trebuie să înceteze de ieri, de astăzi. Cele 13 noi autorizările de conducere dumneavoastră? Nu. Gândiți-vă că prin actualul contract se plătește inclusiv amortizarea. Și eu am întrebat, domnule, ce înseamnă amortizare? Adică dacă mâine revizăm contractul, dat un autobuz jumătate înapoi, nu mi se pare un lucru normal. 5 milioane de euro pe an, 5 milioane jumătate, 6 milioane în unii ani. Sunt niște sume exorbitante. Anumite firme pot să vină și avem cazuri. Cu 3 milioane se poate face transportul gratuit în municipiul Alboia. Pe un calcul al unor operatori privați. Aș putea să-mi explicați de cele două licitații consecutive nu s-a anunțat niciun ofertant? Atâta timp cât pui în caietul de sarcini să ai în posesie autobuz supraetajat, în posesie, nici măcar leasing, achiziție viitoare, rate sau chirie sau orice vrei, ce operator privat are așa ceva? Nu care își dorește să facă transportul. Păi nu, dar eu dacă vin la licitație, îmi cumpăr autobuz înainte ca venim la licitație? Nu vin la licitație. Cum? Nu vin nici contraband să faci transportul. Nu vin contraband, dar un autobuz supraetajat este o chestie dedicată pentru turism. Adică niciun operator nu cred că are, care nu face turism, gen orașul turistic, nu are așa ceva în posesie. Nu, deci eu mă refeream, îmi cer scuze dacă am creat un pic de tensiune, eu mă refeream că și pentru doamna Dărămuș și pentru mine două întrebări și pentru de la fiecare, dar pot fi 5, pot fi 10, adică nu să monopolizăm sau de asta am încercat un pic o mică regulă. Îmi cer scuze dacă am greșit și nu chiar n-am făcut-o cu intenție. Pentru mine puteți rămân și conform ordinului acestuia de ministru, să înțeleg foarte bine, că nu, probabil n-am fost foarte atent. Din moment ce este interzisă reproducerea
da. În fiecare fermă. Noi avem vreo fermă în județul Alba, de unde țăranul din județul Alba să-și poată cumpăra alt sport? Nu, avem o fermă, dar o fermă, aici iar apare o problemă foarte mare, avem o fermă, o mini-fermă de Basna, la Blaj, care aici iar apare o problemă, în acest ordin scrie creșterea lor pe stabulație, adică creșterea între patru pereți. În schimb, există cercetări științifice că mangalița și basna dezvoltă niște grăsimi nesaturate, foarte bune pentru om, dezvoltă niște grăsimi dacă ei sunt în semi-libertate, adică ca și cum ar trăi în pădure, să poată să alerge, să poată mișca. Și atunci, singura care o avem este la Blaj, dar în rest doar pe basna, dar în rest nu avem nicio fermă în județ, care oricum nu poate să vândă către populație porci, că este interzis prin lege treaba asta, și atunci o să rămânem cumva la mâna samsarilor, adică celor care aduc din Ungaria, din Germania, pe ascuns, cu acte false sau așa mai departe, ceea ce se întâmplă parte și acum, pentru că în ordinul 34 al ANSVSA cumva îi protejează pe acești samsari. Aveți la fel, aveți la dumneavoastră memoriu către președintele ANSVSA, chiar l-am sunat săptămâna trecută pentru că n-am primit răspuns, l-am sunat pe președintele ANSVSA și l-am rugat din suflet să facă ceva, gândându-i și soluția, că putem merge pe același sistem, pe aceeași modalitate care există în această pandemie, avem zone verzi și zonele limitrofe verzi, ok, haide să deschidem un târg. Nu avem, avem galben, bun, fără porci. Avem roșu, nu se întâmplă nimic. Și se pot întâmpla lucrurile astea, dar ce observ eu cel mai dureros este că ANSVSA, medicii veterinari, nu vor să se implice, pentru că acest deschiderea târgurilor implică resurse umane, implică o responsabilitate. Iar pentru dânsii, scuzați-mă, dacă nu fac nimic, vine leafa, timpul trece, n-au nicio responsabilitate, nimeni nu se receară niciun raport, dacă se întâmplă cumva ceva, nu-i nimeni penalizat, așa că mai bine ținem închiși, stăm cu minți și să vină leafa. Asta am înțeles eu de la ANSVSA. Din păcate, și îmi pare foarte rău să spun, nu se dorește. Eu oricum o să, dacă cum ajung marți la București pentru crescătorii de mangalița și basna și pentru ceilalți fermieri crescători de porci, sper să ajung și la ANSVSA sau cumva să-l chem, pentru că să-l chem și pe președintele ANSVSA la această comisie agricolă, pentru că și dânsul este implicat în această, acest ordin 24 din ianuarie. Asta cu porci, cu 5 porci în curte, e proiect de hotărâre, e în dezbatere? Este ordin în dezbatere, început în parcă 13-a, e depus, deci cred că în 13 iasă din dezbatere. Deci de-aia încercăm cu ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet că dacă reușiți să prezentați așa cum este, cumva să se sensibilizeze Ministerul Agriculturii și să nu se întâmple acest lucru. Cu drag. Deci la cel de-al treilea punct, că vreau să completez cumva și v-aș ruga din suflet să prezentați dacă puteți, deci spitalele din Alba n-au autorizație la incendiu, chiar dacă au fost conduse de președintele Ioan Dumitrel timp de 12 ani. Deci, de la Câmpeni a fost condus de PSD? Ok, să-i fie rușine. Sunt de acord cu noastră, nu e normal. Dar nu toată vina, ceea ce văd acum, toată vina este a PSD-ului, că n-au făcut alea 7 spitale regionale. Adică vorbim local avem o problemă locală, cu conducerea locală care de 12 ani administrează spitalele, cu Ioan Dumitrel, cu cine a fost primar. Cu drag. Așa simplu am scăpat. Mergi să aduc ei. Puteți să vă mai zic faza asta cu cei 5 porci, a pornit-o ministrul dumneavoastră, Daia.
Da, și din păcate, din păcate și atunci am luat, atitudine, și atunci am luat atitudine. Mă bucur că nu s-a concretizat, a rămas doar ordin care nu s-a pus în aplicare și nu s-a concretizat în teritoriu. O altă problemă ce o avem, la fel cu ăștia 5 furi, dacă ați adus, în ordinul 106, ANSVSA, la încercările mele de a le explica celor la ANSVSA că în perioada Crăciunului sau avem ferme, avem pensiuni agroturistice și nu putem să tăiem animale să le pregătim acolo. Sau în preajma Crăciunului vedem la televizor toată lumea, toți turiștii foarte fericiți, toată lumea aplaudă că tăiem pomeana porcului și așa mai departe. Și de ce nu dăm voie? Am reușit împreună cu, proprietarii de, pensiuni agroturistice să schimbăm ordinul 106 al ANSVSA-ului să se dea voie în cadrul pensiunii agroturistice să taie porc. Bine, sub atentă supravegherea medicului veterinar, dar să poată tăia porc, să se poată face pomeana porcului, spectacolul acela care se bucură toți turiștii când, ajung la o pensiune. Ei, ce-mi face cu ăștia dacă nu mai, să adopte ordinul 24? Rămân și pensiunile agroturistice, ne-am luptat vreo 5 ani de zile, ne-am luptat cu regulamente europene, le-am prezentat, domnule, să pot în alte țări, să putem face. Uită-te, avem derogări de la Uniunea Europeană că pentru păstrarea tradițiilor țările membre pot să dea derogări. 5 ani de zile ne-am luptat cu chestia asta, am reușit să, o avem, acum iar ne întoarcem înapoi. Păi vă mulțumesc din suflet și...